Bună ziua și bine ați venit la primul webinar realizat de Giving Tuesday și Asociația TechSoup, în care vom încerca să vă explicăm pașii pe care trebuie să-i urmați pentru a vă seta o campanie online de donații cu ocazia Giving Tuesday. În acest prim webinar o să începem cu începutul și anume cum se procesează donația online, ce este un procesator de plăți și de ce ar trebui să-l folosim. Înainte de toate, însă, câteva cuvinte despre mine. Sunt inițiatorul platformei Galantom, care este platformă de fundraising peer-to-peer. De asemenea, am inițiat și o altă platformă care are legătură cu evenimente sportive, dar care e relevantă în acest context că și această platformă lucrează destul de mult cu plățile online și astfel am reușit să spunem să lucrez cu destul de mulți procesatori și să văd care sunt avantaje și dezavantaje la fiecare și care e modul cel mai facil prin care vă puteți seta un cont de procesator online. Dar înainte de a trece mai departe să vă explic cum faceți acest lucru, aș vrea să povestim un pic despre ce e un procesator de plăți online și care e rolul lui și de ce ar trebui să faceți un cont la un astfel de procesator de plăți. O să vedeți că în momentul în care începeți să citiți despre plăți online, o să aflați diverse cuvinte noi, poate. Procesator de plăți online, payment gateway, asociații de card și așa mai departe. Pe scurt, un procesator de plăți online este un furnizor de soluții informatice care vă permit să încasați tranzacții online pe site-ul dumneavoastră sau prin aplicațiile online pe care le aveți, pe aplicații de mobil. El oferă un software, în general, prin care puteți face acest lucru. Ca să facem așa o mică comparație și care poate să vă ajute să înțelegeți mai bine rolul acestuia, el este într-un fel corespondentul unei bănci în zona online. La fel cum pentru a face un transfer bancar și pentru a încasa bani într-un cont bancar aveți nevoie de un contract cu o bancă și un cod IBAN, să spunem. La fel și pentru tranzacții online, aveți nevoie de un procesator de plăți și un contract cu un procesator de plăți și un cont de comerciant. Se numește în contextul acesta online contul bancar, să spunem așa. Spuneam mai devreme că există această soluție de payment gateway pe care procesatorii de plăți online o oferă. Payment gateway este o soluție informatică prin care procesatorii de plăți transferă datele clientului, datele donatorului în cazul nostru, nu discutăm aici de datele de card, către diverse părți în procesul de plăți online într-un mod sigur. Ei garantează cumva că datele de card nu se pierd, nu se pot fura, să spunem așa. Și gestionează în același timp și rezultatul tranzacției, adică verifică că tranzacția s-a întâmplat, dacă nu s-a întâmplat, din ce motiv, și transmit înapoi un cod de eroare în cazul în care se întâmplă ceva pe procesul de plată online. Procesul este destul de complex, să spunem așa, dar ca și flow, să spunem așa, un flow simplu. Cred că dacă ați plătit vreodată online, cu siguranță ați ajuns într-o pagină de checkout, să spunem așa, fie că este un magazin online, fie că este un furnizor, nu știu, când vă plătiți factura de mobil sau când plătiți un bilet la teatru. De obicei este o pagină de checkout în care sunteți informați care este suma pe care o aveți de plată și confirmați acest lucru apăsând un buton, nu știu, către plată, plătește acum sau ceva de genul ăsta. În momentul respectiv sunteți redirecționați într-o pagină de plată în care vă introduceți efectiv datele dumneavoastră de card. Această zonă este o zonă extrem de importantă și care trebuie să fie într-o zonă securizată. Există un standard special PCI prin care se garantează că informațiile introduse în acea pagină nu pot fi citite, să spunem așa, de hacker sau de alte persoane în acest circuit. Zona aceasta de plată este de obicei la procesatorii de plăți,
Din acest motiv, probabil ați văzut, nu știu, că ați fost direcționați poate către o pagină de la Netopia sau de la Eu Plătesc sau de la alți procesatori din România sau, nu știu, la PayPal. Iar lucrul acesta ajută pentru că în felul acesta nu trebuie să aveți voi cumva toate lucrurile acelea de securitate în vedere. În felul ăsta, procesatorul de plăți preia toată această răspundere, să spunem așa. De aici, informațiile sunt transmise cumva fără ca clientul să știe neapărat de lucrurile astea, sunt transmise către toată rețeaua de procesare în care intră banca procesatorului, banca celui care face plata, diverse instituții financiare care verifică informațiile respective, asociațiile de card, aici mă refer la Visa și Mastercard și așa mai departe. E un întreg lanț destul de lung, dar tot procesul ăsta se întâmplă într-un timp destul de scurt, undeva între până în 2-3 secunde, după care utilizatorul este redirecționat fie către pagina procesatorului de plăți, fie către pagina comerciantului. Comerciantul fiind în cazul acesta dumneavoastră sau da, unde ați făcut plata, unde se primește un mesaj despre starea tranzacției. Fie că este cu succes, fie că s-a întâmplat o eroare și în caz în care primiți și un mesaj de obicei, mai mult sau mai puțin lămuritor. Avantajele de folosire a plății sunt, cred că, destul de clare. Îți permit să încasezi online, fără să trebuiască să urmărești un extras de cont, lucru care este extrem de util în cazul multor procese. Nu știu dacă discutăm de vânzarea unor bilete la un concert caritabil, biletele se pot valida cum ar veni automat, nu trebuie să stea nimeni să urmărească tranzacțiile de pe Transfermarkt. Costurile sunt mult mai reduse față de acum câțiva ani, așa, o să ajungem imediat la costuri, dar ele sunt undeva, să zicem, până în 1% din suma primită. De asemenea, în acel software pe care procesatorii îl pun la dispoziție, aveți și diverse facilități de a urmări ce tranzacții s-au primit, ce status au avut ele, puteți să returnați dacă doriți unele tranzacții primite. Aveți, să zicem așa, corespondentul unei soluții de online banking pentru plățile online. Și dacă tot discutam de procesatorii din România, o să vedeți că sunt câțiva mari, sunt PayU, Netopia, Eu Plătesc, Plăți Online, LibraPay și Romcard, care sunt cei mai folosiți. Au început să apară și alții mai noi, dar care încă nu au un număr foarte mare de clienți, dar na, această concurență oricum pe noi ca și comercianți ne ajută că în felul acesta costurile încep ușor, ușor să scadă. Ca și recomandare practică din cei 6 pe care i-am pus acum, cel mai probabil sunt 5 la care puteți încerca să ajungeți. PayU este un procesator care este destul de vechi pe piață, însă în care începând cu, cred, anul trecut, și-au redus numărul de clienți din România și au ales să rămână doar cu comercianții mari. Discutăm de companiile mari de telecom sau alte companii extrem de mari. Astfel încât rămâneți cu variantele Netopia, Eu Plătesc, Plăți Online, LibraPay sau Romcard. Iar dacă discutam de costuri, cum spuneam, ele sunt undeva pe la 1%. Mai există și un lucru pe care trebuie să-l luați în considerare la alegerea procesatorului este și timpul de decontare. Decontarea, în general, se face, eu aș spune, cu delay. Asta înseamnă că dacă decontarea se face la 3 zile, donațiile care sunt luni se vor încasa joi, donațiile de marți se încasează vineri și tot așa. Mai puțin zilele din weekend când nu se fac decontări. Ele se pot încasa, dar nu se fac decontări. Iar dacă discutăm de costuri, depinde foarte mult de donațiile sau sumele pe care le vom primi la fiecare tranzacție. Dacă discutăm, de exemplu, de o tranzacție de 100 de lei, să spunem, 0,99 plus 0,3 lei înseamnă că e cumva
echivalentul cu 1-2% de la ei o plătesc. Dacă sunt donații sub 100 de lei, teoretic ar fi mai avantajos să avem un contract cu cei de la eu plătesc sau plăți online. Dacă discutăm de sume peste 100 de lei, teoretic este mai avantajos comisionul sau structura de comision de la cei de la MobilePay sau Netopia. Majoritatea comercianților în momentul de față și-au scos tot ce înseamnă partea de comision pentru deschidere sau taxe lunare. Asta înseamnă că singurele costuri pe care le aveți cu un procesator de plăți sunt doar comisioanele pe care le plătiți pe fiecare tranzacție. Asta înseamnă că nu e niciun motiv pentru care nu ar fi bine să vă deschideți un cont de comerciant, nu aveți niciun cost pentru că doar îl deschideți și începeți să plătiți comisioanele doar în momentul în care începeți să încasați. Chiar dacă aveți o lună în care nu încasați nimica, în luna respectivă nu există niciun cost. În webinarul ăsta am vrut foarte mult să încercăm să fim un pic mai practici și o să încerc să vă arăt un pic care e procedura de deschidere la doi din acest procesator. Ele sunt destul de asemănătoare și doar ca să înțelegeți că procedura este destul de simplă și nu presupune nimic ca complicat. O să încep cu cei de la MobilePay, site-ul lor este mobilepay.ro. În momentul în care intrați pe site-ul lor, apar toate serviciile pe care le puteți accesa și în partea de sus aveți butonul de înregistrare. Iar în momentul în care intrați pe acest buton, trebuie doar să completați datele dumneavoastră în care sunt doar informații despre companie, denumire, tip, cod și așa mai departe. URL-ul site-ului și toate informațiile. În momentul în care completați toate informațiile, o să se creeze, cel puțin în cazul celor de la MobilePay, un cont automat. În momentul în care intrați în contul respectiv, o să arate ceva în stilul acesta. Asta este zona de administrare a contului. Iar al doilea pas pentru înregistrarea de la MobilePay este semnarea efectivă a contractului. Cei de la MobilePay au o procedură un pic mai facilă, să spunem așa. În partea de sus, în meniu, aveți aici un buton de implementare și aveți chiar primul submeniu care este cu documente legale. Dacă intrați aici, o să aveți exact contractul și anexa. Trebuie să semnați contractul, este contractul general cu ei, iar anexa card înseamnă anexa pentru serviciile de încasare prin card bancar, ele având și alte servicii, de exemplu încasare SMS sau încasare Bitcoin sau alte servicii. Cele două le puteți descărca prin butoanele acestea, le semnați în două exemplare, le trimiteți către ei, iar în momentul în care ei le primesc, contul va fi activ și veți putea face efectiv încasări. În cazul celor de la Eu Plătesc, la fel când intrați pe site, e prezentarea serviciilor și aveți la, exact cred că aici este pe primul buton. În momentul în care intrați, aveți la fel. Trebuie să introduceți toate informațiile noastre legate de asociație, adresă, persoană de contact. Ei au și niște întrebări mai speciale, să spunem, de plata ramburs sau plata în rate, plata prin SMS sau lucruri de genul ăsta. În cazul celor de la Eu Plătesc, după completarea acestui formular, veți fi contactat de cineva de la ei, care vă va oferi informațiile suplimentare pentru activarea contului. Vi se va crea contul, vi se va da acel user și parolă pentru a intra în zona de administrare și contractul și anexa pe care trebuie la fel să le trimiteți către ei pentru a fi activ din punct de vedere juridic, să spunem așa. Spuneam că după ce vă deschideți contul de comerciant, veți avea o zonă de administrare în care puteți, la fel ca la online banking, să gestionați toate donațiile și le puteți observa care e statusul lor.
Pentru cele de la MobilePay, zona de admin arată în felul următor. Principalele zone care, după ce aveți integrarea, aveți lucra sunt zona financiară și zona de comenzi. În zona de comenzi sunt taburi separate pentru diverse tipuri de plăți. Cel mai simplu este, de obicei, să mergeți pe zona aceasta de toate comenzile. Acum nu apare niciuna pentru că sunt ultimele, default este ultima săptămână în care nu au fost tranzacții, dar avem butonul acesta de rafinează filtre în care putem să selectăm data oricând și atunci ne apar toate tranzacțiile. Apoi, în momentul în care intrăm pe una dintre tranzacții, ne apar detaliile despre ea, gen sumă, ID-ul tranzacției, când a fost inițiată, stare și datele celor care a făcut plata respectivă. Același lucru este cumva și la cei de la Eu Plătesc. Asta este zona de la Eu Plătesc. Un lucru pe care nu l-am menționat, care este extrem de important, este că toți procesatorii de plăți au un lucru care se numește cont de comerciant. Contul de comerciant este, să spun așa, corespondentul contului bancar. În ideea în care noi putem avea un singur contract cu o bancă, dar putem avea mai multe conturi deschise. La fel și la procesarea de donații online, noi avem un singur contract cu procesatorul de plăți, de exemplu cu MobilePay sau cu Eu Plătesc, dar la fiecare dintre ei putem avea mai multe conturi de comerciant. De obicei, conturile de comerciant se deschid pentru fiecare implementare. Asta înseamnă că dacă avem, de exemplu, un formular de donații pe site-ul organizației, site-ul oficial al organizației, acela este un cont de comerciant, o implementare. Dacă avem un site dedicat pentru unul dintre proiecte și avem și acolo un formular de donații sau un modul de donații sau de plăți online, acolo avem o altă integrare, deci un alt cont de comerciant. Conturile de comerciant ne permit cumva să filtrăm mai ușor donațiile, să știm de unde au venit acestea și putem să facem și rapoarte mult mai ușor, să știm ce sumă s-a încasat de pe un anumit cont de comerciant într-o anumită perioadă și așa mai departe. La MobilePay, în momentul în care intrăm în zona de filtre, avem aici cele două conturi, care în cazul asociației pe care sunt, este site-ul oficial de integrarea de pe Galantom și de pe platforma 40K. În cazul celor de la Eu Plătesc, în zona de administrare, primul pas care trebuie făcut este selectarea contului de comerciant pe care se lucrează, să spunem așa. Aici este lista tuturor conturilor de comerciante deschise pe acest cont și există acest link de activare, opțiune meniu. În momentul în care intrăm pe el, am intrat în zona de comerciant. Da, imediat. Iar aici, în prima fază, la fel, se afișează donațiile, doar că fiind la fel avem lista de donații care s-au primit, data, numărul de comandă, suma, există starea tranzacției și, cum spuneam, ele se pot și returna. Adică dacă, de exemplu, nu știu, cineva a făcut plata de două ori sau din orice motiv trebuie returnată, există butonul acesta de returnează în care se poate returna o tranzacție, iar banii se întorc direct în contul atașat cardului care s-a făcut plata. Adică noi nu mai trebuie să cerem, nu știu, contul IBAN ca să transferăm banii clientului, ci ei se întorc exact în contul din care a făcut plata clientul respectiv. La fel, în momentul în care se dă click pe numărul de comandă, sunt detaliile cumva complete ale clientului respectiv. Legat de partea de decontare, decontarea, cum spuneam, se face odată la un număr de zile și ea se face grupat.
Asta înseamnă că toate donațiile primite, să spunem, într-o anumită zi, se vor face într-o singură tranzacție, iar toți procesatorii trimit un raport în care transmit toate tranzacțiile care sunt în acel decont, să spunem așa. Iar în acel email, de obicei, o să găsiți și factura pentru serviciile lor. Asta înseamnă că ei, în momentul în care fac decontul, transmit suma încasată minus suma pentru comisionul respectiv. Adică sumele care intră în contul dumneavoastră vor fi sumele nete, să spunem așa, după ce ei și-au tras suma pentru tranzacția lor. În cazul celor de la MobilePay, în zona aceasta de financiar, găsiți și rapoartele. Și puteți. Dacă nu. Cred că aici la facturi ar trebui să. Da. Sunt rapoarte și puteți să și descărcați și facturile dacă cumva nu găsiți una dintre ele. Iar pe fiecare apare suma pentru care s-a emis factura, de exemplu, între 1.09.17.01.2017. Cam asta a fost despre partea de procesatori online. Noi o să avem încă 3 webinarii în care o să intrăm în detalii legate de procesatorul de plăți, cum vă puteți efectiv face formularul de donații online. Dar până la următorul webinar, noi vă invităm să verificați că aveți un contract cu procesatorul de plăți online. Dacă nu aveți, să vă creați unul astfel încât, în momentul în care ajungem la următorul webinar, să puteți efectiv să faceți primii pași și să vă construiți un formular de donații online. O să încercăm să-l facem foarte simplu, astfel încât să-l puteți implementa pe site fără să aveți cunoștințe de programare sau să faceți o integrare foarte complexă. Desigur, dacă aveți resursele astea în organizație, ar fi foarte bine. Noi o să vă prezentăm o soluție prin care puteți să aveți donații online fără să aveți aceste cunoștințe de programare. Vă mulțumim frumos și vă dorim o zi frumoasă!